Pe parcursul perioadei de pandemie, mulți bolnavi s-au temut să mai vină la spital. Așa se face că, acum când măsurile s-au relaxat și sunt din ce în ce mai puține cazuri confirmate cu coronavirus, medicii au început să se confrunte cu o avalanșă de pacienți cu boli cronice, dar și patologii oncologice. Din fericire, cancerul nu este foarte des întâlnit la tineri. Majoritatea persoanelor cu această afecțiune, cel puțin la nivelul Segeus Latina, au peste 60 de ani. Cele mai frecvente forme întâlnite la pacienți sunt cancerul bronhopulmonar, cel din sfera genitală feminină, colorectal, de prostată, precum și mamar. În general, patologia oncologică este apanajul vârstelor mai înaintate. Da? Tineri, din fericire, sunt mai puțini care suferă de boala asta. Majoritatea pacienților au vârstă peste 60 de ani. Da? Iar ca și localizare, cele mai frecvente sunt cancerul bronhopulmonar, cancerul din sfera genitală feminină, cancerul colorectal de tub digestiv inferior, cancerul de prostată, cancerul mamar. Și nu neapărat în ordine asta ca și frecvență, dar acestea sunt principalele 5-6 localizări, cele mai frecvente. Și lucrul ăsta este valabil pentru, în general, pentru întreaga România. În această perioadă, secția funcționează, din păcate, aproape la capacitate maximă. Din cele 40 de paturi, 35 sunt ocupate. În acest moment, secția este ocupată în proporție de 90%. Da? Deci sunt 40 de locuri disponibile pentru internare continuă sau de zi și un salon tampon cu 8 paturi unde internăm pacienții suspecți COVID și avem internați 35 de pacienți în momentul ăsta. Fiecare caz e unic. Unii sunt în stare mai gravă, alții necesită reechilibrare și alții au venit pentru a iniția sau pentru a continua tratamentul. Potrivit șefului secției de oncologie a Segeus Latina, Bogdan Vătu, este foarte important să facem controlele periodice pentru a descoperi această afecțiune în stadiu incipient. Majoritatea crede că se moare de cancer și au dreptate, dar sunt și cazuri care se vindecă. Important, când vorbim de vindecarea cancerului, este să fie depistat precoce. Important este să ne facem controlele medicale periodice, cel puțin anuale, prin cabinetul medicului de familie și să respectăm indicațiile primite atât de la medicul nostru de familie, cât și de la medicul specialist, dacă suntem direcționați către medicul specialist. Pentru că altfel, șansele să surprindem un cancer, un neoplazm în fază incipientă scad dramatic. Iar asta duce după sine la imposibilitatea obținerii vindecării. Potrivit aceluiași medic, marea majoritate a cancerelor se vindecă dacă sunt descoperite la timp și pentru a fi descoperite în stadii mai puțin avansate este foarte important să mergem la control cel puțin o dată pe an. La nivel mondial, cancerul a provocat moartea aproximativ 10 milioane de oameni în 2020, potrivit datelor centralizate de Organizația Mondială, iar România este una din țările cele mai afectate, cu aproximativ 140 de decese pe zi.